Bun venit la Trește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre nevralgia de trigemeni cu domnul dr. Ștefan Tiron, medic primar ortoped, specialist în ozonoterapie. Bine ai revenit, Ștefan! Bine v-am regăsit! Hai să vedem ce se întâmplă cu nevralgia aceasta de trigemeni. Nevralgia de trigemeni este o maladie care nu este foarte frecventă, este rarisimă la copii, dar la adulți este o tragedie. Este o tragedie cu niște dureri înfiorătoare la nivelul feței. Știți cum pacientul o asimilează cu lovitura aia când te lovești la cot și zici că m-a curentat. Așa simți, dar la nivelul feței ca niște descărcări electrice cu dureri înfiorătoare, ajung oamenii să se sinucidă de durere. Nu numai atâta, înainte să se sinucidă, se duc la medicul stomatolog, îl imploră pe medicul stomatolog să le scoată dinții, pentru că ei sunt convinși că vine de undeva din zona dentară. Unii dintre medicii stomatologi, mai puțină onestitate profesională, se apucă și le scot dinții, dar și nu trece durerea deloc, pentru că este cu totul altceva. S-au și emis... unde este nervul trigemen, să spunem? Trigemenul vine din craniu și are trei ramuri. Ajunge cam la nivelul urechii aici și se desparte în trei. Într-o ramură care se duce spre frunte, o ramură care se duce spre obraz și o ramură care merge jos pe mandibură. Deci asta se spune trigemen. Și sunt niște dureri infernale. Nu se știe cauza. Se fac tot felul de intervenții chirurgicale. S-au făcut 11.000 de asta pentru că nu se știe cauza. Eu am văzut și noi am văzut în lume că tratamentul cu ozon rezolvă această problemă în 3 săptămâni de pacientul. Mie pacientele, că am avut câteva cucoane care erau la 50 de kilograme și care niște femei distinse, dar nu contează, am avut și un zugrav, un zidar, au luat în 3 săptămâni 10 kilograme, nu au mai avut dureri și s-au simțit bine. Cum acționează acest ozon la nivelul afecțiunii nevralgiei de trigemeni, nu știu să vă spun exact și nu se știe de ce, dar s-a văzut că cu niște injecții cu un ac foarte fin, un ac de 2-3 mm, deci foarte fin, practic nu doare, că este un ac atât de fin, se face subcutanat, sub piele, în zonele respective și trece durerea pacientului și pacientul care vrea să se sinucidă uită și vine și spune în 3 săptămâni, dar ce mi-ați făcut? Nu mă mai doare nimic, sunt om, din nou pot să lucrez, din nou să am familie, din nou să mă simt. Și odată ce dispare durerea în urma tratamentului cu ozon, trebuie să revii astfel încât să... Foarte bună întrebare. Eu am, de exemplu, singurul care mi-a revenit cu niște dureri mult mai mici de așa, era, vă spunem, de acel zugrav, așa, dar foarte probabil pentru că eu stăteam și foarte mult în frig, ei lucrează și pe căldură, așa, exact, și pe frig foarte mare. În curent, încă o dată, nu se știe cauza. S-au vehiculat 15.000 de cauze posibile și imposibile. Nu se știe, dar singurul tratament din lume și care este simplu și necostisitor și bun de tot este această terapie cu ozon. Se face cu microinjecțiuțe subcutanate care nu dor deloc. Că pacienții spun, m-ați înțepat că n-am simțit. Am văzut acu că, dar n-am simțit nicio durere. Și le trece în 3 săptămâni, o lună, nu mai au dureri. Revin în viața socială, revin în familiile lor, că sunt niște oameni care datorită durerilor, v-am zis, ajung să se sinucidă. E o tragedie. Deci iată, dureri maladie foarte mari, jumătate din față este prinsă, da, atunci când ai o astfel de... Nu, este una dintre ramurile trigemenului, cea mai des este ramura maxilară, deci în zona maxilară, mai rar în zona mandibulară, foarte rarisim pe zona frontală, deci trigemenul cu cele trei ramuri despre care vă spuneam și care este pe o jumătate a feței. V-am zis, am avut o singură recădere la un pacient, dar cu mult mai puține durere, a venit să spună, domnul, parcă simt că începe să mă doară puțin, hai să mai facem tratamentul de acum un an și jumătate. Dar în rest, nu s-au mai întors pacienții, mă sună să-mi spună, să vă dea Dumnezeu sănătate, sunt bine, sănătos, cu familie, uite, suntem la un șpriț aici cu toții și ne-am gândit la noastră și v-am sunat să vă spunem că ne e bine și că am uitat de nevralgia de trigemeni. Felicitări pentru tot ce faceți, domnule doctor. Vă așteptăm să reveniți. Cu mult drag. Rămâi cu noi la Trește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.